Bună seara și bine v-am găsit la Miss Fata de la Țară! După cum bine știți, sunt 6 vedete, 6 destinații diferite și multe mândre, harnice și frumoase care de-abia așteaptă să fie descoperite. Asta ne propunem noi în fiecare săptămână, să descoperim frumoasele de la țară. Astăzi a venit rândul lui Alex Velea să meargă să-l găsească aleasa de la țară. Așa că, fetelor, pregătiți-vă! Vine Alex să vă ia la București! Săptămâna trecută, Dan Bordeanu a deschis sezonul 2 Miss Fata de la Țară în Bistrița la Prudul Bârgăului, unde a ales-o pe Dorina. După un! Dorina! Rămâne de văzut ce fete vor alege celelalte 5 vedete în zonele unde vor ajunge. Dana Săvuică va lua drumul Muscelului ca să ajungă într-o frumoasă comună de la poalele munților, Lerești, puțin mai sus de câmpul Muscel. Gina Pistol ajunge și ea la munte, în Brașov. Comuna ei are un nume gustos, Poiana Mărului, și o mulțime de fete frumoase dornice să arate cât sunt de gospodine. Dan Bordeanu a bătut cale lungă tocmai până în Bistrița, în comuna Prundul Bârgăului, în una din zonele țării în care se păstrează cel mai bine tradițiile. Alex Velea o dă astăzi pe moldovenește pentru că va merge undeva în Iași, în comuna Ruginoasa, acolo unde Cuza Vodă își avea un palat reședință de vară. Oltencele trebuie să fie puse pe bancuri, pentru că în sezonul acesta pașaportul de oltean a ajuns la Andrei Duban. El va descăleca în comuna Izbiceni, una dintre cele mai frumoase comune din județul Olt. Aurelian Temișan va pleca în misiune de frumusețe acolo unde-i Fruncea, în Banat. Cântărețul va trebui să-și găsească o mândră din Dudești Noi, în Timiș. Cea de-a doua vedetă care pleacă în țară în căutarea fetelor frumoase este Alex, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți ai generației tinere. În anul 2003, după ce a câștigat la Prima TV concursul Style Factory, a avut o ascensiune foarte rapidă, ajungând repede în topuri. Tinerii sunt înnebuniți după muzica lui, așa că acest lucru ar putea constitui un avantaj în misiunea lui la Miss Fata de la Țară. Misiunea poate să înceapă! De vreme de tot, dar ce ne bucură și ne animă e vremea asta foarte, foarte călduroasă care ne și ajută, înțelegi? Vorba aia, ne-a dat Dumnezeu zi călduroasă. După un drum de ore bune pe șoselele patriei, Alex Velea a ajuns la destinație în Ruginoasa, direct pe fosta moșie a lui Alexandru Ioan Cuza. Uite Ruginoasa, am ajuns în sfârșit. Cu mulți ani în urmă, aici se afla reședința de vară a domnitorului, atât de iubit de moldoveni. Și astăzi, localnicii se mândresc că satul lor a fost ales drept reședință de vară de cel ce a pus bazele României moderne. Din vechea moșie a rămas palatul lui Cuza, o clădire impunătoare mândria localității. Dar Ruginoasa mai e cunoscută și pentru bătăile tradiționale de anul nou dintre flăcăii satului, care își arată astfel voinicia. Așa că, atenție, Alex, ce fete aduci la concurs, că nu se știe. Ruginoasa, here I come. Uite fetele de la țară, uite-le, s-au pregătit deja. Au auzit ceva, s-a dat zvon în sat. Spre deosebire de alte vedete, Alex Velea n-are norocul să fie așteptat de ghid în centrul comunei. N-a mai venit muntele la Mahomed, ci Alex trebuie să-l caute pe la primărie. Sărut mâine, doamnelor! Salut, domnule! E primărie aici, e bine, nu? Am numerit bine Săruna. Să trăiți, sănătate, bună dimineața, Săruna! E un pic cam frig.
Imaginea lui Alexandru Ioan Cuza mă ghidează spre titlul de campion. Să vă dumneavoastră bună dimineața, aici cam în regine. Trebuie să intru în luna lui februarie, datorită. Pentru 2011, bineînțeles. Domnule primar, vă salut, domnule. Bună ziua, bună ziua. Bine ați venit la noi. Salut, domnule, bine m-am găsit. Domnule, aici e treabă serioasă, căutăm niște fete foarte, foarte frumoase. Găsiți în ruginoasă fete foarte frumoase. Foarte frumoase și tare, și istețe. Și deștepte și din oameni gospodari, titoare. O zi bună vă doresc. Domnule primar, vă rugăm frumos să ne ajutați, pentru că avem nevoie de un ghid. Un ghid. Am eu aici o fetiță foarte bună care cam cunoaște comuna toată, cunoaște fetele, cunoaște absolut tot. Găbița! Vine Găbița. Gabi! Vine Găbița și găsim fetiță. Hai, vină un place la mine. Salut, mâinile, salut. Hai, vreau să dau astăzi o misiune deosebită. Alexandru, vreau frumoși. Fata de la țară. Căutăm niște fete foarte frumoase și esteți în același timp. Și ni s-a spus că dumneavoastră puteți să ne ajutați. O să încerc să vă ajut să mergem prin sat. Este cea mai indicată doamnă de aici, de la noi, de la primărie, care poate să vă ajute. Vă rugăm să vă fie și un ghid pe toată perioada cât stați dumneavoastră aici. Găbița, ghidul recomandat de primar, numai fetiță nu era. Ba chiar e o cucoană desprinsă parcă din piesele Cucoana Chirița ale lui Alexandri. Așa că se poate spune că Alex, în loc de Coana Chirița, a dat peste Coana Găbița. Ok, hai să găsim pe cineva. Chiar dacă la prima vedere nu par tocmai cuplul ideal, rămâne de văzut cum se vor înțelege Alex și Găbița și ce strategie vor alege. Deocamdată au pornit braț la braț pe ulițele ruginoasei. Îmi permiteți să vă ofer brațul meu, vă rog frumos. Haideți, astăzi vă ofer. E ca o plimbare primăvărată, că pe Champs-Élysées, înțelegeți? Dar cum de-ați ales Ruginoasa ca să veniți să faceți... Soarta a vrut să ajungem aici la Ruginoasa și mi s-a zis că aici sunt fete foarte, foarte drăguțe. Să trăiți, domnilor, tur la treabă! Salut! Din spata de la țară am venit să găsim niște fete frumoase. Ce faci, boss? Te pup! Frumos! Ce faceți, băieți? Frumos, caldă mașină, nu? Și noi mergem pe aici pe frig. Frumos. Gata, le-am făcut și prieteni. Dar oricum aveți fani aici. Avem fani, nu? Mamă, e bine asta. Să rămână mama e. Ce mai faci? Bună. Domnișoare, stai puțin, te rog frumos. Cu cine vorbești? Cu mama. Ah, cum te numești? Alexandru, ceau. Bună. Sărăduna, ce faci? Merg la muncă. Da? Vrei să vii la un concurs, să participi la un concurs? Eu sunt cam mare pentru concurs. Nu există așa ceva, nu este prea mare, nu avem un termen de vârstă, o limită. Vii la preselecție. Te simt că vii, te rog frumos să vii. Da? La ora 17 la primărie. La primărie, da. Gabi, tocmai ți-a spus, te rog frumos, da? Viva Ruginoasa. Pregătiți-vă psihic de acum pentru că o să vă opresc. Gata. Ce faceți? La școală. Ceau. Alexandru, noi facem o mică emisiune, de fapt foarte mare, de o anvergură fantastică, se numește Fata de la Țară. O știți? Da. Perfect. Mi-ar plăcea să veniți de seară la preselecție, veniți? Depinde la ce ori. La ora... 17 la primărie. Exact. Hai să mergem atunci, dacă vreți ne vedem de seară la ora 5, da? Baftă la școală! Foarte frumos! Cine se trezește de dimineață la școală ajunge! Alex nu se bazează doar pe întâlnirile la nimereală, are și o variantă mai sigură, lista Coanei Găbița, unde sunt trecute mai toate fetele cu potențial din sat. Doamna Magherca! Mi-ai înghețat nașul? Nașul? Nasul? Nașul? Tot. Bună ziua! Aici am auzit că aveți o fetiță, nu? Bine, mă pregăteam să plec la Pașcani. Sărăduna, Alexandru Verea, încântat, sărăduna mine. Am auzit că aveți o fată foarte frumoasă. E, nu e chiar așa frumoasă. Na. S-o chem, da? Ele! Oh, ce faci, bună? Bine. Ceau. Nu spune nimic, lasă-mă să ghicesc, stai puțin. Da. Numele meu este Alexandru Velea Anunț. Da. De Craiova, al treilea. Și sunt medium. Te numești Daniela? Da. Cu siguranță ea nu s-a aștepta să ne ducem la ea acasă. Și
Cred că s-a speriat un pic de noi. De fapt, de mine, de puterile mele, de mediu. Stai puțin. Vino puțin, lasă-mă să te țin de una. Studiez la Târgu Frumos. Da. Bun. Noi suntem de la Fata de la Țară, căutăm o domnișoară foarte drăguță. Și uite că te-am găsit pe tine. Ești dispusă să vii de seară la o preselecție? Da, da. Da? Vii de seară, da? Te pricepi? Da, mă pricep. Am multe treburi? Vezi că o să te să faci tot felul de chestii foarte complicate. Da. Ești pregătită, da? Da. Ok, bine. Hai, ne vedem de seară. Coana Găbița l-a luat de toartă pe Alex și l-a dus la următoarea țintă. Familia Bostan din Ruginoasa. Bună dimineața! Doamna Bostan! Doamna Bostan, nu vă ascundeți că o faceți degeaba, oricum vă găsim. Prima TV vrea să vă facă star. Doamna Bostan nu vrea să fie cu noi. La revedere! Ar fi putut fi o relație drăguță. Prima ratare, însă Alex nu se descurajează. Ba chiar e și mai hotărât să oprească toate fetele care ies în cale. Chiar și pe cele mai coapte. Sărut mâinile frumoase, doamnă, ce faceți? Bună dimineața! Participăm la un concurs. Miss Fata de la Țară, vă interesează? Nu, mă interesează că sunt de la Piatra Neamț. Și ce faceți? Ce să bine, în general, acum am venit pe aici, căutăm niște fete pentru un concurs de Miss. Și erați, vă încadrați în tipar foarte bine, tinerică, sprintenă și căutăm niște fete frumoase. De viitor. Multă sănătate. Victoria Secret vă așteaptă să râduna. Poftiți. Ok. Bună dimineața, găsim fete frumoase pe aici, în zonă. Fete frumoase. Trebuie, nu? Frumos. Ne-a ignorat. Haide. Bagă-te că e tristă situația. Deschide trapa, să ies pe trapă. Suntem de la circ, avem un număr de acrobație, ieșim pe geam și să trăiți, bună dimineața, de la Fata de la Țară suntem, ce mai faceți? Da, vedeți că de seară preselecție, Miss Fata de la Țară. Așa, la ce oră? Păi pe la 5 așa, e bine, e pe la 5 să vină toate fetele. Ai, ai, ai. Da, vorbiți la școală, tot ce înseamnă sub 11 ani să vină toată lumea. Da, glumim. Glumim, fete mari și drăguțe, adică înțeleg. Oh, Doamne, nu mai prostii vorbesc. Îmi ies pe gură numai porumbei, fete mari, fete mici. Alex râde și glumește, dar situația e cam albastră. Până la ora asta, n-a prea găsit fete. Ori nu sunt pe acasă, ori se lasă așteptat. Anda! Anda, poți să vii puțin, te rog frumos, că sunt de la Sanepid. Te rog, nu ne fă asta! Mă simt trist și părăsit. Bună dimineața, ce faceți? Să rămână. Ce faceți, băieți? Bine fac, tot ce faci. Ce să fac? Bine fac. Am venit aici. Fete pe tisar, nu? Caut fete, da. Știți ceva? Nu știu. Ia-o tot la deal, că sigur găsești. Bine, frate. La deal o iau. Bună. Ceau, Alexandru. Salut, Alexandru. Sunteți prieteni sau frați? Frați. Sunteți frați. Bun. Suntem de la Miss Fata de la Țară. Da. Ești gospodină bună? Foarte bună. Sărut mâna! Imediat vorbim pentru preselecție, sărut mâna. Bunica, bunica. Păi bunica e perfectă, căutăm dansatoare exotice. Doamnă, o lăsați la un concurs de Miss? Da. Da? Da. Pe dumneavoastră v-ar interesa? Sigur că da. Vă așteptăm să perfect. Dar luați subabii la 70 de ani? Nu îmi pare că aveți 70 de ani. Mulți înainte. Mai găsim fete, dar niciuna ca dumneavoastră, nu? Mai găsim pe aici, am înțeles. Mai găsiți. A mea e cea mai frumoasă. Salut, băieți, aveți grijă la mașină, vă rog frumos. Sunteți ce mai tari. Vă pup. Păi cam asta e. Ne vedem de seară, da? Bine, sărut una. Salut. La revedere. Hop, ușor. Mersul pe jos și frigul de afară nu au reușit să-i strice buna dispoziție lui Alex. Intră în vorbă cu toată lumea și are planuri mari.
Caută-mă în sor, bre! Și de asta am venit aici la Rugina. Bine, te-a Dumnezeu să găsit ce mai frumoasă parte. Să rămână, sănătate, nu pot că sunt însurat. Pentru misfata de la țară. Ce frumoase, gospodinii! Perfect, perfect. Harnice, învață bine, da? Doamne, ajută la toată lumea! Să trăiți, domnule! Bună ziua! De la un concurs vă deranjăm, poftiți! Pentru Miss Fata de la țară, aveți o fată frumoasă, am auzit. Eu am trei fete. Frumoase, cum sunt într-adevăr. Eu, ca părinte, trebuie să le iei. Sănătate, să trăiți! Adunează, sunteți domnul Alex Zerea. Sănătate, să trăiți, domnul Alex. Mă bucur că vă văd. Vă așteptați să fiu mai înalt, nu? Sunteți mai solid la televizor. La televizor. Să mai pișpirel așa în realitate mai nu, micuț. Exact cum îi place la un sportiv așa de performanță. Da, da, da. Bună ziua. Ce faci, bună? Bine. Ceau, Alexandru, sărut bine. Ce faci? Bine, acasă, cu părinții. Că ești frumoasă, e clar. Mulțumesc. Ești gospodină? Da. La fel ca și frumos. Doamne, e gospodină? Da. Vă ajută? Și harnică, da. Da, gătește? Da. Arată-ne ceva, dovedește-ne că ești harnică. Demonstrează-ne, fă orice. Mergi să dai la păsări. Da. Aoleu! Mamă! Curatul porumbului sau ceva, așa se numește? Desfăcatul. Opa, stai cu minte, cocoș! Vedeți, domnule, chiar e începută. Nu vă așteptați, nu? Că o fată așa drăguță să se puse acum. Fătălă de la București. Uite, domnișoară foarte, foarte drăguță. Ne-a arătat că are și aptitudini de mare gospodină, că este foarte harnică, a dat la găini. Eu de obicei dau la rațe, dar la găini mai rar. Seara, ne vedem la preselecție, da? Te rugăm frumos, da? Vrei să câștigi? Trebuie să normal, cine vrea să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă, ne vedem de seara la preselecție. Vine câinele, mi-e rău. Nu, că nu e, e cu micioară. Nu, glumesc. Pe dușa fetilor, nu. De la prima suntem, de la fata de la țară. Am urmărit emisiunea, știu. Da? Sunt convins, vă place, nu? Da. Foarte bine, tuturor. Ce faci? Bună. Acum știi că ești pe podium, nu? Oprește-te puțin! Fă o piruetă, te rog frumos! Da, ce mic, Loredana, Loredana, nu? Loredana Maria. Ceau, Alexandru, bună, încântat, ceau. Ce faci? Bine. Da? Vrei să participi de seară la un concurs? Da. Da? Ești pricepută? Da? Știi să faci mușchi dintre astea specifice? Știi să, uite, să curezi porumb, știi? Da. Nu te cred. Știi, doamna, să curezi porumb? Știi de toate să facă. Nu vă cred. Cât e puțin din gătește? Toate. Toată lumea spune la fel. Ce a gătit ultima dată? Ce a gătit? Da, o măliguță, cârnăcior la tavă, carne, faci. Dar cu câini ăștia atât de mulți? Noi suntem aici în zona găinii și vin mulți. Nu-i putem aluga, nu-i putem aluga. Dar știți că nu sunt răi, nu sunt răi. Om rău! De fapt, câine rău! Stai un pic că sunt. Da, să le dăm cu ceva. S-au bătut ca niște pitbull. Stai să le dăm cu un bulgăre să se mai anime sau să le facem ceva astăzi. La un dat am crezut că în această locație au loc afaceri ilicite cu arme și pistoale, bătăi de câini și alte treburi. Doamne, organizați lupte de câini aici? Vă credeam femeie serioasă aici cu câini. Alex ar mai fi stat la Loredana să o descoase, însă din motive lesne de înțeles, a șters-o nu moldovenește, ci englezește. Aveți o fată foarte frumoasă, sunt convins că și a doua e la fel. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit. Noi suntem foarte bucuroși că ați venit. Sărut mâna. Ne vedem de seară, da? Acestea fiind spuse, mi-am pus gruga după care m-am evaporat. De acum încolo, Alex va fi mult mai prevăzător când intră în curțile oamenilor. Nu de alta, dar vrea să ajungă la preselecție în ținută completă, cu pantalonii întregi. Să nu mai facem vreun gest dintre ăsta necugetat, poate sare câine. Mihaela! Mihaela, noastră vorbește la telefon. Ce? Alo, ce? Mihaela, ce faci? Bine. Bună, te pup. Ești acasă? Da, sunt acasă.
Da, vezi că am venit până la tine, ești ok? Da, arăți foarte bine de aici unde te văd eu. Da? Vrei să participi la un concurs? Mi-s fata de la țară, câți ani ai? Cum îl cheamă pe el? Pe băiatul de acolo, cățelul. Piki! 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 Exagerez! Piki! Știi mi-s fata de la țară, da? Da, da. Ok. Ne-ar plăcea să concurezi și tu. Da. Pentru că ai șanse mari, arăți foarte bine. Imaginează-ți că eu sunt un fotograf celebru, fan ejec mi se spune, și acum te imortalizez. Ești extraordinară, te-am văzut, perfect. Și zâmbește pentru cameră o dată, te rog. Și aici, perfect, super. Ne vedem de seară, da? Bine. Ceau, pa, pa. Uite, îmi place Mihaela pentru că este o fire deschisă. Este o prezență destul de drăguță, îmi place. Să nu uiți să-ți anunți prietenele, te rog, să vină toată lumea, ok, ok. Alex a găsit ceva fete, însă nu suficiente. Mai trebuie să mai caute și să mai îndure nițel gerul și oboseala. Nu mai știu ce să fac cu plovul ăsta, că am înghețat în el și mă înțeapă în toate părțile, mă înțelegi? Bună, Alexandru, ce faci? Bine. Te pup, fac niciun... La mulți ani, ce faci? Bine, în casă. Bine, da? Da. E bine în casă, e mai cald ca afară, da, nu? Da. Știi de fata de la țară? Mi-s fata de la țară? Da. Da, ți-ar plăcea să participi? Da. Crezi că ești pregătită? Da. Dumneavoastră, doamnă, o susțineți? Credeți că e pregătită? Că frumușică e, gospodine. Da, eu știu cum ajută și pe mine la orice. Da? Și... la concursul ăsta, fetele trebuie să aibă toate calitățile, să fie da, și drăguțe toate și gospodine. Atunci e foarte bine. Bun. Valentina ține să probeze în fața lui Alex laudele mamei și pune mâna pe furcă. Stau și mă uit așa, am mirat un pic. Gata, că e frig, am văzut. Am prins-o că ești. Le știi pe toate. Tu ești. Cum e cu nepoata? E cu minte? Păi de mie, că o mers la, dar să vedeți la câmp, cum merge cu sapa, prășim. Pe urmă adunăm cu grebla. Cu și face așa? Așa. Să rămână. Doamne ajută, sănătate, vedeți că de seară o ducem la concurs. La fiecare. Să rămână, numai bine. Sănătate. A rămas mai puțin de o oră până la preselecția sătească din această seară. Alex mai dă o șansă frumuseților ruginoasei și merge în căutare de fete într-un loc mai puțin convențional. Cine știe de unde sare iepurele? Ce faceți? Să rămână. Știți că astăzi seara e mis fata de la țară. La mulți ani, Doamne ajută! De la prima am venit să căutăm fete frumoase la ruginoasă. Găsiți! Unde sunt, domne, fetele? Unde sunt fetele? În Italia sunt? Ia să vedem ce zic băieții. Cum, domne, sunt în Italia? De ce sunt bre în Italia? Au plecat la acela. Muncă cinstită, nu? Muncă cinstită, normal. La ce putea să pleci? Păi da, la cum? Cu contract. Care jucați pe Bad Midbreak să mă lăsați să dau și un dublaj? Mă las eu să dau și un dublaj, dar dă un bet de la mic, nu o să pierd. Care? Roșu-negru, nu? Trece două. Am înțeles. Trece două dublează. Ăsta dublează? Ornegru, ori roșu. Negru. Da. Negru. Bălan, oane, mersi frumos. N-am noroc, domnule, la păcănere, dar am noroc în dragoste. Vorba lungă, sărăcia omului. Eu de asta sunt sărac, îmi place să vorbesc mult. Ok. Domnilor, vă respectăm, la revedere, să trăiți sănătate, vă mulțumim mult. Ne bucurăm că am ajuns la dumneavoastră, la revedere. Cam asta e tot. Nu mai e timp de hălăduit. Sătenii au început să se strângă la căminul cultural și Alex e nevoit să-și abandoneze căutările. La prima vedere, Alex Velea părea să aibă o misiune foarte ușoară în Moldova, celebră pentru fetele frumoase. Însă, la fața locului, lucrurile au stat total diferit. Vremea a fost foarte urâtă, mohorâtă, ulițele pustii și fete extrem de timide. Sunt tare curioasă să văd câte mândre se vor prezenta la selecția făcută de el și câte vor avea curajul să treacă de probele propuse. Salut, una bună seara, unde m-am găsit? We'll be right back.
mulțumim frumos că ați venit în număr atât de mare și că ne-ați făcut să ne simțim foarte bine astăzi, pentru că am vizitat foarte multe zone. Trăiți într-un loc frumos. Având în vedere că era o simplă preselecție, mă așteptam să vină concurentele cei mult însoțite de câțiva prieteni, dar uite că în sală au venit foarte, foarte mulți oameni. În seara asta trebuie să fim un pic prieteni, ok? Nu vreau să stați timorați pentru că mă timorați și pe mine. Dacă o să stau acolo și o să vă vorbesc, nu sunt obișnuit în calitatea asta de orator. De obicei când sau dansez în fața unui public, știi? Și mi-e greu să vorbesc. Așa că o să stau printre voi și sper să mă ajutați să trec de toate barierele astea. Ok, acestea sunt fetele. Hai să le aplaudăm ca să le încurajăm. Se pare că strategia lui Alex de a duce vestea din gură în gură a funcționat. S-au strâns 15 fete la preselecție. Ca să-și facă o idee despre fiecare, Alex se gândește să înceapă concursul cu o probă de aptitudini. Ce-ți place să faci în timpul liber? Să cânt. Îți place să cânti? Poți să ne demonstrezi ceva? Vrei să cânti ceva, o piesă? Fă ce vrei cu microfonul ăsta. Da! Toți băieții vor ca toate fetele să fie pe placul lor. Și toate fetele vor băieți care să le spună mereu ce vor toată săptămâna. Să-mi faci mereu pe plac, să mă alinți într-una. Să-mi spui cât de mult te atrag. Spune-ne hobby-urile tale, te rugăm frumos. În primul rând, sportul. Foarte bine. Dansul. Sport. Sport însemnă în ce? Ruibii. Nu cred că ruibii. Așa dur? Tu ești finuță, ești minionă, cum să-ți placă ruibiu? Ei, nici chiar. Mie îmi place să ascult muzică. Și mie la fel. Ce muzică asculți? Manele. Ce? Că toți ascultați acasă manele. Nu veniți cu bani pentru că nu dăm dedicații, vă rog frumos. În continuare, o să ascultați o manea. Eu o să danseze pentru voi. Arată-mi cele pentru noi, te rog frumos. În centru. Vreau să recităm o poezie împreună. Sonorase păsărele. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce străluceau, privire atât de des, o lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Îmi place să mă plimb cu bicicleta, să citesc, să te ascult pe tine. Asta lasă, Periuța, te rog frumos. Vorbește-ne și convinge-ne că tu ești fata potrivită să câștigi în zona asta ruginoasă și să concurezi alături de alte fete din România și să câștigi marele premiu de 10.000 de euro. Sunt Loredana, prieteni îmi spun Lori și tot ei mă caracterizează ca fiind o persoană comunicativă, sociabilă, îmi place să câștig. Acum îmi place! Cuando se marea dolore, cuando se quemada amore, cuando se marea sufrena, o să dansez, bănesc. Nu. O să defilez? Da. Prin defileul oltului? Al jiului? Pur și simplu, nu? Catwalk. Imaginează-ți că eu sunt Cătălin Botezatu și te chem spre mine. Vino spre mine, eu sunt Bote. Poți fi și Atena, pornoul mea. Bote, adică, înțelegi ce zic? Dacă vă place, aplaudați și faceți puțină gălăgie. Bărbați nebuni care sunteți. Ok, ok. Botezatu e cu ochii pe tine acum, crede-mă. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Aplauz pentru voi!
Multe dintre fete s-au temut să deschidă gura și au ales să-l impresioneze pe Alex printr-o bătută moldovenească. Majoritatea prefera să danseze. Nu știu de ce. Putea să vorbească cu mine, putea să mă convingă, să-mi spună ceva la ureche sau Alex, ești cel mai bun cântăreț sau ești superb, ești magnific. A fost mai simplu. Am văzut că fetele sunt frumoase. Am văzut? Talentate, talentate. Trebuie să vedem cum stau la capitolul prezență scenică, să vedem cum pozează, cum ar defila pe un podium, da? Te rugăm. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Take your time, girl. Ruginoasa are fete frumoase? Are fete frumoase Ruginoasa, da sau nu? Cum, da sau nu? Până la urmă suntem la un concurs de Miss, fetele trebuie să aibă un mers elegant, nu? Unele l-au avut, altele nu, dar una peste alta a fost bine. Se vede că unele au exersat în oglindă. Și eu am exersat când eram mai mic, cu o carte, dar prea grea, tocmai de asta am rămas și atât de mic, mă înțelegi? Am avut o carte foarte grea pe cap. Primăvară, vară 2013! Iartă-ne! Lumea e însetată de spectacol în general și... Eu sper că sunt o prezență agreabilă, pentru că în seara asta i-am făcut să zâmbească și oarecum au vibrat cu mine la multe treburi. O, foarte bine aici la Moldova. Ok, cam asta a fost tot. Fetelor, ați fost superbe ca într-o prezentare de modă, sunteți cele mai frumoase, vă mulțumim mult! Ok, doamnelor și domnilor, haideți să le aplaudăm pe fete, pe toate fetele! Cele 15 fete au cântat, au dansat și au arătat cât de grațioase pot fi, suficient cât Alex să-și poată face o părere și să le aleagă pe cele 6 fete. Acum a venit momentul cel mai important al preselecției. Care vor fi fetele care vor intra în finală, pentru că doar 6 dintre ele vor pleca acasă fericite și vor putea visa la biletul pentru București. Să începem din partea asta sau din partea aia? Din partea asta? Să începem din partea asta. Eu o să le iau pe domnișoarele pe care le-am ales și să facă un pas în față, da? Fă un pas în față cu mine. Bun. Nu influențați juriul, vă rog frumos. Stați un pic. Fă un pas cu mine. Haide, fă un pas cu mine în față. Aplauze, vă rog frumos. Ok, ok. Ok, avem 3 domnișoare. Hai, fă un pas cu mine în față. Ok. Ok. Susținătorii, doar atât puteți? Fă un pas cu mine în față. Mă trebuie să mă arăt pe cineva? Pe cine? 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 Pe cine?
față. Hai! Okay. Ați anticipat mișcarea mea? Niciodată nu mi-a plăcut să fac parte dintr-un juriu, să decid oarecum soarta cuiva, pentru că nu mă simt în măsură să fac asta. Toate fetele erau drăguțe, erau însoțite de părinți, mi-era jenă, cert e că le-am ales pe cele mai frumoase și sunt mândru de asta. Acestea sunt cele 6, să zicem, semifinaliste sau finaliste. Fetelor, nu trebuie să vă supărați, este un simplu concurs. Nu trebuie să vă... Eu n-am câștigat niciodată niciun concurs, credeți-mă. Și nu mi-e tocmai rău în viață. Ok? Într-un final am ales 6. Sunt profesionist, maxim. Uite, dacă veniți să vedeți că e un număr de sănătate, certe că sunt căutat și în afară, o să refuz acest apel care poate era lansarea, în asta consta lansarea mea. Fiecare fată trebuia să fie o împletire între aspect și inteligență. O să vedeți că fetele au ceva acolo sus. Vă mulțumim din suflet vouă, oamenilor din Ruginoasa, vă mulțumim din suflet încă o dată că ați fost prezenți și nu uitați, vă așteptăm mâine seară, număr mult mai mare! Felicitări fetelor, felicitări tuturor, felicitări chiar și mie care ar foarte bine la microfon, numele meu Alex Veia, nu uitați, ascultați muzica mea, pentru că pur și simplu, I'm the fucking best! Până și mama și tata mi-au zis treaba asta. Să ai grijă ce fata alegi, să nu te facă de râs. Cele 6 au potențial, să vedem care dintre ele mă va impresiona mâine, pentru că acum am așa o vagă idee, dar nu sunt sigur. Numărul meu e Alex Velea, cum spuneam și mai devreme, în caz că ai uitat, nu uita, ești pe Prima TV! Vă iubesc mult oricum, țineți minte, nu uitați, trebuie să mă percepeți exact așa cum ard eu, la Caterinca, da? Hai! M-am gândit că trebuie să aleg o fată nu numai frumoasă, trebuie să fie isteață. Trebuie să aibă toate calitățile, înțeles? Pentru că îmi doresc ca în faza finală concurenta mea să câștige. Și ar fi bine să câștigi. Pentru că acum vezi probabil asta. Chiar astăzi este concurs și tu vezi asta. Dacă nu câștigi, nu știu ce să faci. Oricare fi, nu știu. Mâine aflăm. Miss Fata de la Țară, sezonul 2, Prima TV, Alex Velea. Ne vedem mâine. Prima zi a trecut cu emoții pentru Alex, care s-a gândit toată noaptea la niște probe care să le departajeze pe cele 6 fete rămase în competiție. S-a gândit și până la urmă a hotărât să le trezească dis de dimineață și să le dea o probă destul de grea care să le sperie. Baba suferă la frumusețe, așa că și fetele aspirante la Miss. Dimineața, o nouă zi a început. Fetelor, ați dormit bine aseară? Da. Voi cumva fric sau ceva? Da. E destul de fric, dar am văzut fetele, sunt foarte frumoase, știu să danseze. Dar gata, trebuie să schimbăm placa, trebuie să fim mult mai serioși. Trebuie să vedem dacă într-adevăr au calități de fete de la țară. Pentru că fetele de la țară, Miss Fata de la țară, trebuie să fie mult mai iscusită decât Miss Fata de la oraș. Fiecare dintre voi va trebui să meargă până acolo, în staul și fiecare dintre voi va trebui să aibă grijă de 3 văcuțe, mu, după care veniți cu mine. Eu vă voi mâna acest instrument al muncii cu care o să cărăm silozul sau molozul. La slobozia îi spune, în fine. Și, ok, acesta este instrumentul muncii, după care trebuie să luăm fân și să hrănim animalele. Asta contra cronometru. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ia! Oh. Opa! Mă scuz, te deranjez! M-
Mai curat, mai curat, te rugăm frumos, nu încerca să ne... Dar nu e gata, nu e gata. Nu e gata, nu e gata. Nu e gata încă. Hai că închide la non-stop până. Hop, hop. Haide, te rog frumos, te rog frumos să te concentrezi. Haide, crina, ești pe prima, te rog, hai. Mă simt un fel de tartor, înțelegi? Dau numai sfaturi, ordine. Mișcă-te mai repede, fă aia, fă aia. Frumoasă viața asta. Stai, liniștit. Eu am curcat vacile. N-are nimic. O să obții un extra bonus. Hai că v-am făcut curat și mi-a făcut și mofturi. Mi-am plăcea la un moment dat să duc prietenii și prietenele într-un graj să vadă și ce am trăit acolo, pentru că nu m-au crezut. Mirosea foarte, foarte urât, dar am trecut peste miros. Fetele nici nu s-au mai gândit la miros pentru că trebuia să se miște foarte, foarte repede. Dar de atunci cu nara stângă nu mai percep, adică orice parfum, orice miros mi s-a dus de atunci. E bine așa? E bine, e bine, dar mai cu viață, te miști, Lomo. Gata, am terminat curățenia. Bun, și mergem mai departe la ploba cu molozul, filozul. Hai să fugim. Fugi prea pe vârfuri, hai mai repede un pic. Hai, hai. Foarte vrednică, domn. De luat în calcul, poate o angajăm aici, poate mă angajez și eu, nu se știe niciodată, facem un ban cinstit. Și împinge raba cu talent, te rog frumos, mișcă-te. Ioi, e greu. E foarte greu. Cred că mă apuc în noapte aici. Timpul trece, Rinichi intră în blocaj datorită fricului. Ok, tot e bine. Mișcă-te mai repede, te rog frumos. Mișcă-te mai repede, te rog frumos. Să rog frumos, mișcă-te mai repede! Ok, hai să mergem. Haide, haide. Stau cocoșat așa de farmecul. E frică! Hai că trebuie să obținem și timpul bun. E bine. Perfect. Și hai să mergem la fân. Haide, haide, urcă-te în fân. Hai, hai, sus pe fân. Ai. Hai că poți. Haide, măi, că poți, măi, urcă pe căpiță. Aceasta este o maxi căpiță. Acesta este un Alexandru Verea înghețat, făcut că... Hai că poți, hai că... Cu talent, cu talent. Și cât mai rapid. E cam presat. Cu mâna nu se poate? Se poate cu orice și cu mâna și cu forca și cu tot. Cu prietenii, cu familia, pe păturică, să luăm tot fânul. Fânul era înghețat, noi la fel. Fetele nu mai zic, dar se mișcau cu mare, mare precizie. Haide! Crezi că ajunge, nu? Da, da! Da, da! Ușor să nu cazi, da? Te rog! Mamă, ce bine l-ai prins!
Așa îmi făcea mama mie bocceluța când eram mic și nu eram cu minte, cu haine, mi-o lăsa la ușă să mă dea afară din casă. Aveți ușor. Așa mă păcărea mama când eram mic. Mai ții minte, mamă? Nu mă certai? Hai! Haide! Haide! Gata! Stop! Ai făcut exact 7 minute. 6.42. Ok, bravo. Stop. 6 și 8 secunde. Stop. 5 52 de secunde. 6 și 10. Stop. Bravo. Gata, stop. Cel mai bun timp, 5 minute fix. Fetelor, Oana s-a mișcat cel mai rapid, trebuie să aplaudăm. Bravo, Oana, bravo! Ea s-a mișcat cel mai repede și eu cel mai mult, pentru că a trebuit să alerg după fiecare fată. Sunt obișnuit de mic să alerg după fete, bum, bum. A fost foarte frig, dar fetele s-au descurcat bine. Nasul meu de boier de oraș nu era obișnuit cu mirosul ăla, dar a fost bine, a fost frumos. Am vrut să văd că, într-adevăr, se zbat, că depun efort, că încearcă să facă treaba. Ieri când îmi spuneau animale, păsări, dăm să fac... Nu am crezut, sincer spun, nu am crezut, dar acum au dovedit. Familiile trebuie să fie mândre de fete, foarte bine. Prima probă s-a încheiat, însă Alex e departe de a-și fi făcut o impresie despre fiecare fată în parte. Așa că merge la ele acasă să vadă cum trăiesc, cum arată camera lor, ce zic părinții despre posibila lor venire la București. Din grajd, fetele dau fuga să se schimbe și să se dea nițel cu parfum, după așa o probă mirositoare. Trebuie să se pregătească pentru că doar o dată în viață vine așa un musafir în camera lor. Prima vizitată este... Mihaela! Da? Ce mai faci? Bine! Da, cu cine ești acasă? Cu mama. Singura acasă, partea a doua. Am ajuns. Asta e camera ta, da? Da. Mamă. Teme astea, trebuie, nu? ți-ar plăcea să vii la București? Da, de ce nu? Da? Da. Ce alegi între Iași și București? Între Iași, Suceava, Cluj și București. Adică București. București alegi, da? Da. Și de ce nu încerci la facultate în București? Nu știu. Deși are doar 18 ani, Mihaela a luat deja viața în piept. A înțeles că familia ei nu se descurcă prea bine cu banii și a încercat pe cât posibil să se întrețină singură. S-a angajat ca vânzătoare și, ca dovada inimii sale bune, a lucrat ceva timp și pentru o asociație caritabilă. De ce lucrezi? Îmi place să am banul meu. Da? Da. Foarte adică bine. Mă ajută și părinții, dar mai bine e așa. Îți place să fii independentă, da. Nu? Da, da. Fetelor le plac hainele. Normal. Asta e clar. Îmi place să câteodată să mă îmbrac și elegant în rochii, dar nu prea mă simt eu bine. Ești mai comodă, mai relaxat. Da, în blugi. Blugii ăștia îmi plac, mă simt foarte bine în ei. Cred că te-am văzut în ei. Da, de asta mi-a luat, că mă simt mai comod. Arăți bine în ei. Mersi. Mihaela își dorește să ajungă asistentă medicală, însă vrând nevrând, face mai mult practica agricolă și gospodărească. Au fost învățată și cu munca și cu la bucătărie și... Cu tot, nu? Cu totul. S-a chiar dacă fost cea mai mică, a fost... Deci noi suntem o familie care muncim în câmp mult și... Deci ea nicio problemă, s-ar descurca, zic eu. Mihaela, te rog frumos să te uiți în ochii mei. Să-mi spui, ești hotărâtă? Da, sunt hotărâtă. Dar vrei să câștigi concursul? Dacă merit, da. Pe acestea fiind spus, să ne vedem de seară, pregătită, fără emoții, da. Să te descurci la maximă capacitate. Vino să te pup! Bine ai venit! Te pup, vino să te pup! Ceva, și ceva! Bine! Te așteptai să fii în primele 6? Nu. Nu te așteptai? Nu. Cum s-a părut asta? A fost greu?
N-a fost greu, dar... N-a vrut să participe. N-a vrut să participe? Nu. Păi de ce? Tu zis că e săracă și nu aduci televiziune aici. Nu, am zis că n-am posibilități necesare. Și n-am celelalte fete. Dar asta nu e un concurs care e mai bogat sau care are cea mai frumoasă casă, da. Înțelegi? Deși, aparent, este o fată veselă și deschisă, Oana are o poveste tristă. Tatăl ei a fost răpus de o boală necruțătoare și de atunci familia ei se zbate să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Pentru că n-au avut încotro, fratele ei a plecat la muncă în străinătate, iar mama s-a angajat femeie de serviciu la primărie. Așa că ar fi un ajutor nesperat pentru familie dacă Oana ar merge mai departe și ar câștiga marele premiu de 10.000 de euro. Casa am rămas exact când am ridicat-o, am rămas fără uși, fără geamuri, fără... Dar v-ați descurcat? M-am descurcat. Asta e cu important. Cu puțin, din puțin. Ai fi pregătită de București? Da, aș fi. Ce crezi, doamnă, să descurcă la București? Zic că s-ar descurca, dar nu știu, nu pot să spun. Dacă încerc. Ce-ți place să te îmbraci? Ce porți? Mai mult elegant îmi place, dar... Îți place elegant? Da, dar când, la școală îmi place să mă îmbrac sport și am cât înțeles. Mai... Credeam că vrei să ieși pe aici, prin curte îmbrăcat elegant. Uite, toate fondurile de ten. Da, dar îmi place cu orice fată să mă machez. Nu tot timpul, că nu îmi place să mă machez strident sau un pic așa. Natural. Să fie naturală, nu? Da, mai mult naturală sunt. Miroase frumos. Dacă mă dau așa, s-ar putea să mă agățe camera mai. Pregătită pentru de seară? Foarte pregătită. Nu mai am. La început am avut, dar acum nu mai am. Lori! Loredana! Dragă, am venit, suntem de la Lumină. Ce faci, bună? Bine. Hai să dăm și mâna să ne-și pupăm, că erau două gesturi într unul, ca șamponul și balsamul. Who's bad? Ce faceți, fetelor? Bună! Alexandru! Ce-a? Ce-a, Alexandru? Oana, încântată! Ei, na! Da? Ok. Asta e camera ta, da? Da. Păi hai să luăm loc atunci, să vorbim un pic. Stai, am înțeles. Te așteptai să aleg? Da. Da? Sincer, da. Aș fi foarte sinceră, da? Care sunt criteriile pe care crezi că m-am bazat eu? Nu știu, naturalețe. Da, naturalețe. Eleganță. Da? Și așa, naturalețe acum aia vorbea. Da? Te-ai bazat pe asta, nu? Da, întotdeauna mă bazez pe asta. Ne-arăți ceva? Ne-arăți niște haine? Este dezordine, da. Pentru că aseară le-am provat. Pe toate. Din nou, aproape pe toate. Nu știam cu ce să mă îmbrac. Arată foarte bine. Da. Sunt convins că și tu arăți bine în ea. Sau în ea. Așa? Ăștia sunt pantaloni. Da? Cool. Și asta este o rochiță la care țin foarte mult. E de mult, dar... Ai cunoscut un băiat îmbrăcat în ea, recunoaște. Da. Așa e? Am frata de la el. Nu te cred. Nu trebuie. I-ai furat rochița lui Solcanu? Da! Deși e cea mai mică dintre cele șase fete, Loredana e îndrăzneață și foarte sigură pe ea. Se descurcă bine cu învățătura, dar și cu treburile casei. Că vorba aia, are dita mai gospodăria. Îi place să trebăluiască prin curte, dar și să fie în pas cu moda. Loredana e atașată de satul ei, însă n-ar da înapoi de la o carieră de model. Îmi place să câștig, însă asta este o experiență nouă pentru mine. Da. La fel să te cunosc pe tine. Nu știu, sper să mă alegi. Ar putea fi o rampă de lansare? O considerați o rampă de lansare? Deci nu, da, da, sigur, da. Cred cu... Ardoare, ca așa... Nu vreau să ajung abia în calul vote. Așa vrei sau nu vrei? Nu vreau. Pentru că cred că sunt serioasă. Păi și ea nu e serioasă? Loredana și colegele ei de clasă, venite special să cunoască pe Alex, nu l-au lăsat să plece până n-au dansat împreună. Nu în fiecare zi ai în ospeție o vedetă de la televizor. Să ai cu fetele dansăm right here in Reginoasa City!
Mă așteptai? De mult. Bună, ce faci? Bine. Te pup. Ciao. Wow. Mamă, ce cameră mare. Frumos. Uite, vedem și pe Riana la televizor. Da. Uite, să o fi caldă? Cred că e caldă un pic. Foarte caldă. Ia să vedem. Se simte. Wow! Și-ți ars fața. Anda mai are un an de liceu și cochetează cu lumea modei. Adoră să fie aranjată și admirată. Familia Andei nu este foarte înstărită. Părinții ei muncesc foarte mult ca să-i întrețină pe ea și pe fratele ei, student în Iași. Anda nu dedică prea mult timp treburilor în gospodărie pentru că nu are când. Stă în gazdă la Iași, unde face liceul, iar timpul rămas îl rezervă învățăturii. Aș vrea să devin hairstylist, să am un salon al meu. Să... Da? Da. Păi 10.000 de euro te-ar ajuta un pic. Știu. Închirezi un spațiu? Da. Plătești câteva angajate? Anda e foarte timidă, dar are în schimb multe alte calități. Cel puțin așa o laudă rudele ei. Repede, două calități. Sociabil. Da? Energic. Două, le-ai zis. Și tata? E ascultătoare? Toate calitățile. Tata, păi tata ce să zică, tata e normal, nu? Am înțeles, te vezi defilând pe podiumuri, te vezi prezentând o colecție. Ești pudică. Spun că mi-ar place foarte mult. Nu, nu sunt pudică. Nu ești pudică, nu? Nu, sunt pudică. Adică o lingerie intimă n-ai avut până. Nu, chiar mi-aș dori foarte mult să... Să faci asta, nu? Da, în domeniul modeling, da. Păi de asta ai venit la concurs, nu? Da. Chiar n-am nimic de pierdut. De poate pierdut? Chiar 100%. De câștigat. Exact. Exact. Și o nouă experiență, o încercare. Wow! Mamă! Vulpile! Brândușa! Da? Ești acasă? Da. Ce mai faci? Bine! Ce faci? Bună! Bine! Te pup! Delicată și feminină, nimeni n-ar crede despre Brândușa că e pasionată de un sport cât se poate de bărbătesc. Liceana de 18 ani nu numai că iubește la nebunie rugby-ul, dar îl și practică. Este chiar în lotul național și se antrenează foarte serios pentru a face performanță. Prin urmare, nu ne putem îndoi nici de voința Brândușei și nici de forța ei fizică. Mai are două surori, dar, după cum o laudă părinții, ea e cea mai harnică dintre ele. Sunt mândru că particip. M-aș fi oftigat ca în ruginoasa să fii fata miză la... Fata de la țară, mi-s fata de la țară. Să nu particip. Și eu cu trei fetii să nu particip. Este un examen în viață, o experiență în viață. Crezi că o să faci față concursului? Crezi că o să fii mai bună decât celelalte concurente? Pentru că probabil îți dorești să câștigi, nu? Păi normal, oricine ar vrea să câștige. Am înțeles. Aș face față, de ce să nu fac față? Da? Da. Pe ce te bazezi? Care sunt taturile tale? Păi... Ești tupeul, o prezență puțin plăcută, așa. Asta, clar. Ai tupeul, da? Tupeul, bine, nici prea mult, că strică cu uneori. Da? De bun simț. Da, normal. Da? Să știi să vorbești. Da. Și asta contează foarte mult. Brândușa deja s-a gândit ce ar face cu cei 10.000 de euro dacă ar ajunge la București și ar câștiga marele premiu. Mi-aș ajuta părinții, în special pe sora mea mai mică, pentru că na, are un talent. Ce talent? Dansează, deci da. Are mai multe talente, dar ea se axează doar pe dans în primul rând. Dansează bine? Da, oriental în special. Tare. Și aș ajuta-o și aș face ceva pentru mine special, ca să realizeze ceva. Ți-ai cumpărat multe haine, recunoaște. Nu, mai multe haine, că și haine, de ce nu? Da. Și haine, de orice, doar să văd eu că am făcut eu ceva. Da, îmi doresc să câștig. Da? Și să le dovedesc tuturor că pot și că merit, dacă mă veți alege. Tu ce crezi? Cum o să fie de seara? O să fii foarte bine. Vici tu de seara? Da, cum să nu. Și un dans, un arăt? Să te filmăm, să vadă lumea de acasă cât de talentat ești? Da. Trebuie să te vadă. Cea mai mare plăcere. Da, ne-ar plăcea mult. Ce faci? Bine, bună, tu? Bună. Te pup, bine. Tu ce faci? Bine. Mua.
De seara te califici, ești marea câștigătoare, mergi la București alături de alte 5 fete din alte zone ale țării. Crezi că faci față concursului? Crezi că ai calitățile necesare? Nu, pentru că știu că sunt anumite standarde, o înălțime, o anumită greutate. Nu te simți pregătită? Nu, aș fi pregătită, dar sunt sigur, pentru că trebuie să ai o anumită înălțime ca să ajungi acolo. În fine. Tu din prima ai început cu stângul, tu trebuie să ai încredere în tine. Am și încredere în mine, deci aș putea să fac față. Da? Da, dacă ajung acolo pot face față. Ai fost vreodată la București? Nu. Niciodată? Niciodată. Ce știi de București? Păi nu știu, cred că e un oraș foarte aglomerat. Nu mi-ar place să locuiesc acolo. Nu? Nu. Și eu la fel ziceam, dar e frumos, credem. Genul ăsta de concurs te face să schimbi viața, crede-mă. Știu, tocmai de asta m-aș hotărât. Uite, și eu când eram copil am participat la un concurs la prima și am rămas la București. De fel se poate întâmpla și ție. Păi asta a fost una din idei, când m-am hotărât să particip. Poate să cunosc o altă viață, o altă experiență. Ce ascunzi în aceste dulapuri? Păi, hainele mele. Nu cred că ai și închis acolo. Ah, nu, da, sunt greu. Am înțeles. Așa, aici. Așa. Nu prea multe, că nu... Așa. Pijamale. Arată-ne pe o pijama, te rog frumos. Hai, mă, nu. Nu vrei să ne arăți o pijama? Nu, nu. Hai, te rog frumos. Nu. Îți arăt o bluză. Arată-mi o bluză atunci. Drăguță, arată-mi dacă vrei. Ce-ți place ție cel mai mult. Ce-mi place mie. Ea este rochița mea preferată. Aha. Am înțeles. Puțin flamenco, așa latino. Da. En esta noche. Crina are toate calitățile unei fete de la țară. Nevoia a făcut-o să muncească foarte mult, să o ajute și uneori chiar să o suplinească pe mama ei bolnavă. Acum Crina locuiește cu bunicii și duce tot greul casei. Mai are doi frați și o soră rămași în grija părinților. Credeți că nepoata poate să fie Miss Fata de la țară? Nu, nu sperăm. Ea chiar s-o bucura, mi-a zis, mama e atâta vreau. Să ajung măcar până la cele 6 fete. În rest, nu mai îmi doresc prea mult, dacă poate, cum o vrea Dumnezeu. Finala mult așteptată, mai are puțin și începe. Vestea s-a răspândit în tot satul încă de ieri, așa că toată lumea va fi prezentă la eveniment. Din cele 6 mândre frumoase, doar una va merge în București, doar una va purta coronița de Miss Fata de la țară și doar una va reprezenta Ruginoasa în capitală. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Oamenii m-au primit ca pe un rege, mi-a plăcut, m-am simțit bine, m-am simțit un star. Eu am venit să o aleg pe cea mai talentată și cea mai frumoasă moldoveancă. O găsesc aici la Ruginoasa? Sigur, da? Ok, cum bine știți, aseară și vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare. M-ați ajutat să aleg 6 fete foarte, foarte frumoase. Dintre cele 6 vom alege una singură. Au! Au! Una singură! Așa e cu au! Au! Ea vă va reprezenta și în același timp mă reprezintă și pe mine. Așa că o să o aleg pe cea mai talentată și cea mai frumoasă. Bun! Și în aplauzele voastre, fetele, urcă pe scenă chiar acum! Yeah! Pentru prima probă, Alex a lansat un tir de întrebări, aparent simple pentru fete, însă foarte elocvente pentru el. Ce mai faci, pitico? Ok. Zi-ne 3 calități și 3 defecte, te rog frumos. Ale mele. Nu. Sunt
sunt optimistă. Este optimistă, pentru că a luat numai 8 la școală. Foarte hotărâtă. Înțelegătoare uneori. Prietenoasă. Diplomată, onestă. Destul de ambițioasă. Comunicativă. Frumoasă. Și sociabilă. Visătoare. Ești visătoare? Gen coșmar sau? Depinde. Moldovencele sunt foarte, foarte sigure pe ele. Ceea ce e un lucru bun, nu? Până la urmă au cucerit toată țara. Și atunci când vine vorba de o carieră și de ceva despre viața mea, sunt în stare să fac orice. Defectele. Păi, uneori sunt încăpățânată. Supărăcioasă. Ai supărăcioasă. Uneori egoistă. Bine, dar îmi trece repede după. Timidă uneori. Și orgolioasă. Foarte orgolioasă. Și încăpățânată. Suspicioasă. Să știi că nu ți-am furat nimic, dacă te uiți un pic mai așa la mine. Chiar dacă sunt mai colorat, sunt un bun. Dacă avea 10.000 de euro, mi-ai dat și mie jumate, te rog. Întâi cu mama. Ai ajutat-o pe mama, nu? Mi-aș ajuta sora cu dansul ei. Are o soră care dansează foarte frumos. Unde e? Pe aici, nu? O să și vedem în seara asta. Ce mai faci? Mi-aș continua studiile. La facultate. 10.000 de euro să dai pe facultate? Ai investit în ceva? Da. Într-o mică afacere care poate să se dezvolte. Dacă mi-ar mai rămâne bani, mi-aș lua o mașină. O mașină de tocat. Aș ajuta copiii cu dizabilități. Aș lua banii și aș fugi în lume. Tu ce ai face, boss, cu 10.000 de euro? M-aș duce în Africa. Și ție îți plac astea mai negre? Că și mie îmi plac. Urmează o probă de pricepere și îndemânare, obligatorie pentru niște fete născute și crescute la țară. Doamnelor și domnilor, vă place să mâncați? Da! Tuturor ne place să mâncăm. Fetelor, vă place să mâncați acolo sus prea mult, pentru că i-ați omorât pe băieții. Am văzut cum s-au cocoșat, ok. Zona Moldovei este renumită și mai ales zona voastră, Ruginoasa, este renumită pentru sarmale, doamnelor și domnilor. Vă plac sarmalele? Fetele au compoziția gata preparată, însă proba e cine reușește să învârtă cât mai multe sarmale și nu oricum, pentru că și mărimea contează. 10, 9, 8, 7, 6, stați un pic! 5, 4, 3, 2, 1, 2! Fetelor, să nu trișați, vă rog frumos să faceți armarele la dimensiunile standard. Aduceți șublerul, vă rog frumos să le măsurăm. Aduceți cântarul, aduceți tot. Cum sunt armarele moldovenești? Mai micuțe, nu? Am înțeles. Nu trișați! Merge treaba, merge treaba. Oare cred că termin într-o jumătate de oră, nu? Să vedem cum stăm aici. Hai că nu mai e foarte mult. Nici aici. Sunt pline. Fetelor, puteți să vă mișcați mai cu talent, vă rog frumos. Vă rog frumos. Azi dimineața mi-ați dat dovadă că sunteți foarte pricepute, foarte agere. Ați dat de mâncare la animale. Acum trebuie să facem sarmale. Vă dați seama că fetele s-au aranjat acasă și au făcut unghiile. S-au înțeles și acum sunt cu mâinile în carne. Na, fă, învârte! Fetele s-agitau foarte, foarte. Erau... Săreau sarmalele, foi de varză. O femeie însărcinată. Aaaa, vreau varză. Ai poftă de varză? Dom'le, dați-mi o bucată de varză, vă rog frumos, că... Ia te rog frumos o bucată. Avem o însărcinată aici, o viitoare mămică, nu mai poate poftă de varză, doamnelor. Te iubesc, la mulți ani. Ce o să fie, băiat sau fată? Băiețel. Să-ți trăiască. Aplauze pentru băiețel. Te rog frumos să-i pui numele Alexandru. Alexandru cel Mare. Ok, ok. Hai că mai sunt... Mai sunt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
1. Stop! 13 sarmale. 13 sarmale, o cifră norocoasă. Cât ai făcut? 11. 11, nu? Crina, câte sarmale avem? Ai făcut niște sarmale parcă-s grenade, deci cele mai mari, jur. Așa îmi face mama acasă sarmale. Ia copile să mănânc să te îndopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și are tot 11 sarmale. Brândușa, câte sarmale? 11. Am impresia că vă urmărește cifra asta 11, tot 11. 16. 16? Nu, trebuie să vedem asta. Ai chemat, ai avut vreo verișoară pe sumasă, vreo ceva, că nu. Câte? 12. 12 sarmale? Am impresia că cifra maximă este 16 sarmale aici, în stânga mea. La Mihaela. Merită aplaudată, merită susținută, 16 sarmale. Ce să facem cu sarmalele astea? Le ferbem! Să le ferbem? Zic să le punem într-un tuci și să le punem frumos la fier de asta, nu? Păi tuciu chiar îl avem undeva aici afară. Hai să pregătim sarmalele astea să vedem ce se întâmplă cu ele. Pentru că la final trebuie să le și gustăm, ok? Pentru următoarea probă, fetele își aruncă șorțurile și trec la costumația sexy. Nici prin cap nu le trece ce urmează să facă. Sunteți gata să le vedeți? Că asta nu e tot. Păi credeți că le-am îmbrăcat așa degeaba? O să le punem să facă ceva. Să curețe porumb. Zece, nouă, opt, șapte, șase. Haideți, haideți, secundele trec, dar fetele se descurcă foarte bine la curățatul porumbului. Fetele se descurcă de minune. Respirați, respirați. Uite, asta e o probă care ar diferenția o fată de la țară de o fată de la oraș. Păcat de unghiile alea, vă spuneam mai devreme, știți cum? Boabele de porumb sare într-o veselie. Până la urmă asta înseamnă să fim isfata de la țară. Trebuie să știi să faci și munca asta câmpenească. Greu, domnule, greu cu porumb, dar fetele au fost iscusite, deși s-au mișcat foarte, foarte repede, parcă prea repede. Au exagerat un pic. 10, 9! Stop! Hai să vedem. Ne prezinți tu? Mare un singur porumb. Wow! Ați văzut ce a făcut Oana cu porumbul? 4 jumate. Eu n-aș fi făcut nici măcar jumate. Și mulți dintre voi n-ați fi făcut. Ce-ai făcut frumoasă, domnișoară? Au mai rămas 4. Ai ascuns acolo ca pisica sau? Au mai rămas 5. Cum te prezinți? Ce ai făcut? 4 ai curățat sau 4 au rămas?
Și pește îi luăm și îi fierbem pentru la vară, pentru că ne-au rămas destui. Am înțeles. Înseamnă că avem o câștigătoare. Aplauze pentru Ana, domnilor și domnilor! A reușit, a făcut, a curățat porumbul cel mai repede. După ce și-au tocit mănușițele mămucuței și tătucuței, fetele au acum parte și de puțină distracție, pentru că urmează proba de dans modern. O probă delicată, dacă ținem seama că Alex Velea este as în materie. Se vede că e tânără, e micuță și are multă energie. Chiar cred că s-a distrat acolo pe scenă. Mi-a plăcut. Fresh. Că Oana poate mai mult de atât, dar cred că a avut un pic emoții. Mulțumim frumos, Oana! Mulțumim frumos! Mulțumim! Yeah! Yeah, este Crina! Give it up! Crina a fost cea mai obraznică dintre toate fetele. Aplauze pentru Crina! Atmosfera a fost extraordinară, incendiară, dar nu vreau să folosesc asta așa doar ca un clișeu. Chiar a fost nebunie aici, sala a fost plină, a fost iuhu! Da, și Brândușa cred că s-a distrat foarte bine. A fost ca la o petrecere de ei. Oricum se știa cu toată lumea din sală. Lumea o iubea, o aclama, era fericită. Anda s-a mișcat, dar nu s-a mișcat, nu știu. A avut emoții sau nu a avut chef, una din două. Lumea, vrem să fie puțin mai activă la rușinoasa, doamnelor și domnilor! Faceți puțin atmosferă, vă rugăm! Nu cred că dansul este punctul ei forte. Aplauze pentru Mihaela! Surpriza serii nu are neapărat legătură cu cele șase fete și nici cu ritmurile populare. Este momentul surorii Brândușei, care i-a promis lui Alex un dans special. Thank you.
Până acum, fetele au trecut prin ceva probe. Însă nici vorbă ca Alex să se fi decis care să fie fata lui și a ruginoasei în cantonamentul de la București. Nu e însă timpul pierdut, pentru că urmează proba obligatorie în acest sezon. Proba de creativitate. Fetele au primit tema pentru acasă să compună o poezie despre Miss Fata de la Țară. Cum moldovenii au dat cei mai mulți poeți, proba nu ar trebui să fie tocmai grea pentru mândrele noastre. Să vedem cât de bine și ritmat compun fetele în dulcele grai moldovinesc. Sunt o fată frumușică și de voi nu mi-este frică. De toate știu să gătesc și la masă vă poftesc. Nu vreau să fiu modestă. În București, dacă o să fiu, concursul să-l câștig. Odată, într-o seară, s-a dat veste mare în țară. Cum că vine ruginoasa Alex cu echipa sa. De ce? Să caute o fetișoară, să o ducă la capitală, ca Miss Fata de la Țară. Voi un pic, dacă puteți, vă rog ca să fiți atenți. Faceți liniște puțin să vă spun de unde vin. Eu sunt una dintre ele, cea mai mândră în toate cele. Într-un câmp de viorele era multe ghiocei. Și a venit mândrele mele să culeagă ei pe toți. Era o poezie când eram mic. La preselecție s-a dat start. Fetele s-au prezentat, au defilat, s-au pozat. Fata ce va câștiga, Moldova va prezenta. Poezia a fost cea mai nebună din seara asta, pentru că nu știu, a reușit vreuna între concurență, o spun până la cap? Pentru concursul de Miss, Fata de la Țară e un vis. Vine pentru prima oară la Miss Fata de la Țară Alex Velea Macho Man, cel mai sexy fenomen. Dar una ia premiul mare, dar toate sunt câștigătoare. Cine să fie oare Miss Fata de la Țară? Spuneți voi? Alex Velea, nu uita, ia-mă așa în emisiunea ta. Dă un play, se întrerupe banda, hai să aplaudăm pe Ada! E o decizie foarte grea, știți, nu? Dar m-am hotărât! M-am hotărât să vină ceaunul ăla pe sarmale, unde e? Că trebuie să regustăm. Unde e? E pe aici undeva, nu? Stați, domnule, că nu m-am hotărât nimic. Doamne! Hai să vedem unde sunt sarmalele! Ia să vă nu? Aoleu! Ce să mai mă murdăresc, că fac bicep cu asta, mi-a căzut. Mămica, viitoarea mămică, te rog frumos, tu trebuie să guști sarmaua. Pe cuvânt. Gustă-o tu, pe care vrei. Ești sigur că sunt fierte? Eu sunt sigur că-s fierte, dacă ți-o veni rău, nu-i vina mea. Îs fierte, dar mai mergea un pic fierte. Sau poate jumătatea asta a mea asta mă umbl afară. Sarmalele trebuie să mai dea în clocot, dar Alex nu vrea să le mai fiarbă nici pe fete, nici pe sătenii care așteaptă cu sufletul la gură decizia lui. În curând vom afla care este fata care va câștiga titlul Miss Fata de la Țară, faza ruginoasa, și cea care l-a impresionat cel mai tare pe Alex. Câștigătoarea de aici va participa alături de alte 5 fete la un concurs foarte, foarte interesant. Vor sta o lună de zile undeva, se vor antrena, se vor emancipa. Iar în final, marea câștigătoare se va alege cu 10.000 de euro. Jur că m-am hotărât în ultimele clipe. Nu am fost sigur. Au contat foarte multe lucruri. Chiar dacă la prima vedere pare simplu, nu e deloc așa. Cea care vă va reprezenta și mă va reprezenta este nimeni alta decât... Oana!
Loredana, doamna Loredana! Iar nu uitați, Lori vă va reprezenta atât pe voi cât și pe mine. Vă mulțumim frumos! Mi-a fost foarte greu și în continuare mi-e greu să aleg o singură persoană dintr-un grup cum am fost nevoit să aleg aici. Toate fetele erau drăguțe, până la urmă s-au comportat foarte bine, având în vedere că erau novice, era prima dată când participau la un astfel de concurs și cu o vedetă de asemenea rang internațional, cum este Alex Velea. De ce am ales-o pe Loredana? Ce are în plus Loredana? Are o notă de optimism, debordează bucurie, nu știu, e foarte veselă, are încredere în ea. Este foarte drăguță și eu cred că are toate calitățile necesare să câștige această emisiune. Toate au meritat să câștige, dar pentru că este doar una trebuie să iasă, vă voi reprezenta cu mare drag la București. Bravo! Mulțumesc! Deși cea mai tânără dintre concurente, Loredana s-a dovedit a fi mândră în toate cele. Cea mai hotărâtă, cea mai grațioasă și, de ce nu, cea mai poetă dintre toate moldovencele din Ruginoasa. Rămâne de văzut dacă va fi la fel și în București și va reuși să se mențină pe primul loc. Loredana va reprezenta Ruginoasa și pe Alex Velea în faza finală a competiției la București. Ea l-a cucerit pe Alex prin inteligență, capacitatea de comunicare și, desigur, prin frumusețe și inocență. Loredana are numai 15 ani și este cea mai mică dintre fetele ajunse până acum Miss Fata de la Țară în comunele lor. Încă nu realizez ce s-a întâmplat. Sunt foarte hotărâtă și îmi place să câștig. Mă simt foarte bine. Mi se pare isteață, mi se pare dezghețată și spontană. Vreau să fiu Miss Fata de la Țară, de asta am venit aici. Chiar sunt mândru de alegerea făcută. Sunt convins că Lori este fata care merita și merită să reprezinte Ruginoasa și pe mine. La București, fetelor, fiți pregătite. Cred că o să strălucească, sunt convins de asta. Acest concurs, sunt sigur că este o rampă de lansare pentru viitorul ei. Sunt sigură, pentru că cred în ea. Cred că poate face schemă foarte tare. Loredana Moldoveanca din Ruginoasa, aleasă de Alex Velea, și Dorina Ardeleanca din Prundul Bârgăului, descoperită de Dan Bordeanu, sunt primele două fete care au primit biletul pentru a veni în București. În final, cele 6 fete de la țară vor veni aici într-un cantonament care va însemna transformarea și emanciparea lor. În marea finală, telespectatorii Prima TV o vor putea alege pe cea mai frumoasă și pe cea mai mândră dintre fete, pe cea care va fi Miss Fata de la Țară și va câștiga marele premiu de 10.000 de euro. Săptămâna viitoare, o altă vedetă, o altă destinație și alte fete de la țară care așteaptă să fie descoperite. Vă invit săptămâna viitoare să o vedem pe Gina Pistol cum împușcă pe cea mai frumoasă fată din Boiana Mărului, județul Brașov. Așadar, ne revedem săptămâna viitoare la Miss Fata de la Țară.